Aflat în concediu de odihnă, Eugen Pârvulescu spune că nu știe nimic oficial despre decizia membrilor adunării generale a acționarilor de a desființa postul de președinte executiv al clubului Gorjan. Surse susțin că totul ar fi din cauza unor contracte verificate de avocatul Gheorghe Pecingina. Contactat telefonic, Eugen Pârvulescu a precizat că oarecum se aștepta la această decizie. Eu am avut ieri o discuție cu președintele Consiliului de Administrație Mihai Punariu, în care am solicitat câteva zile de concediu pentru că am ceva probleme familiare cu tatăl meu, probleme de sănătate, e nevoie de o intervenție chirurgicală mai complicată. Am plecat, Mihai mi-a aprobat, bineînțeles, când a auzit ce motive sunt, a fost de acord. Acum am auzit și eu în cursul zilei de astăzi, dacă va fi așa, suntem bărbați, acceptăm orice, nu se pune problema. Viața merge înainte. 100% nu anticipam, dar parcă simțeam așa... un aer mai cald, dacă vă să spun cu ghilimelele de rigoare. Dar asta este, în viață trebuie să fim pregătiți permanent pentru orice. Desființarea postului de președinte executiv al clubului Pandurii nu a fost confirmată încă de oficialii grupării gorjene. Pe viitor, Pârvulescu s-ar putea orienta către alt club din Liga 1. Pârvulescu a fost vehiculat și ca viitorul președinte al CSU Craiova. Pârvulescu spune că este prieten cu principalul acționar al Craiovei, dar nu a primit nicio ofertă pentru a prelua frâiele echipei doljene. Gorjean, la origini, Pârvulescu a primit girul Consiliului de Administrație al clubului Pandurii în urmă cu 4 ani, când a fost numit președinte executiv.